Sistemul de infotainment este destul de avansat, adică pe lângă faptul că ai 11 difuzoare în varianta premium, cea de față, ecran complet color, navigație, o serie de multiple funcții, ai conector HDMI tradițional la Honda, știți că majoritatea Hondelor din ultimii ani au conectări pentru, să spunem, extra pasionații de video și audio. Dar puțin stufos după gustul meu. Deci dacă vrei să-l utilizezi din mers, uneori nu e cel mai satisfăcător sistem. Practic ai un buton de home în care ai acces la chestiile astea, dar cu aplicații, cu, mă rog, astea pe mine mă cam enervează, că în mașină, în fine, lucrurile trebuie să fie cumva simple. Avem acces la ce? Navigație, telefonie mobilă, setări. Aha, ăsta care habar n-am ce înseamnă, nu m-a interesat niciodată, intru și acolo ca să vedeți. Audio, info, conectare cu smartphone. Sistemul este pregătit, nu pregătit, deci are Android Auto 2 și alte nebunii, deci este state of the art, cum se spune, ultimul strigăt. Să le luăm pe rând, mă rog, cât se poate. Da, navigația. Aici îmi place că poți lucra un pic și din mers, deși știți, și la început când începe să pornească, deci când pornește sistemul, îți scrie să fii atent, să faci operațiile când stai pe loc, să nu, deci totul pentru siguranța circulației. Important e că știți cum lucrează românul și omul în general, da? Omul e pe drum și vrea să bage o adresă, nu se oprește nimeni într-o parcare, nu, stați liniștiți, astea sunt povești. Nu, omul apasă aici și vrea să-și seteze o destinație, da? Faptul că ai chestiile astea mari ajută, adică poți seta relativ ușor, da? Bași căutare de aici, pac, pac și... Da? Totul ok. Deci asta e tot, da? Calculează și pe urmă pleci. Un alt lucru foarte important la o navigație, faptul că ai stop. Deci poți opri imediat. La alte sisteme, la multe alte sisteme, e o adevărată aventură să fii în mers și să încerci să oprești navigația. Ai funcție de mut la fel, foarte rapid, și alte chestiuni. Da, observați ce există pe aici. Posibilități. Ecorute, mă rog, tot felul de chestii. Setări. Foarte complex sistemul. Prea complex, după gustul meu. Asta încerc să spun, că da, e în regulă să ai multe opțiuni, dar la un moment dat în mașină deja sunt prea multe. Uitați-vă câte sunt. Nici nu mai stau să intru în toate, că nu avem timp, suntem puțin contratimp. Da? Doar așa rapid, și poate la sedan o să avem timp pentru toate. Astea știu că sunt importante, multă lume mi-a spus, arăt întotdeauna chestiile astea ca să știe ei. Ce e în spate, cât de noi sunt și așa mai departe, dacă au apărut update-uri. Deci citește aici o săptămână, inutil, mă rog. Update de aici, nu știu dacă se poate face, adică se face numai la reprezentanță, n-am idee, sau poți să-l faci și tu update-ul. Aici te găsește unde ești, da? Strada divertismentului, de ce nu mă mir?
aici la noi, major motorways, peste 50 de ani. Deci astea sunt, rapid navigația, din nou home. Nu vreau să conectez. O să încerc să-i fac o prezentare separată, pe care poate să o punem pe canal, separat de orice alte filme, că și asta mi s-a mai solicitat. Să vedem ce setări avem. Deci foarte stufos, foarte multe, foarte... Deci dacă vrei să faci ceva repede, nu ai nicio șansă. Observați că are un pic de întârziere în răspuns, adică nu... Îți ia imediat comenzile de la degete, dar stă puțin și se gândește, lucru care nu o să fie întotdeauna pe placul tuturor. Și aici, să o luăm pe rând. Multe setări, da, așa cum observați. Auto time zone, format. Ce ar putea să fie diferit aici, nu? Clock display on off. Poziția ceasului, resetare ceas. Deci aveam clock și... deci poți să nu folosești neapărat slider-ul, că le are în meniu others acolo. Ok. Info. Pare același lucru sau mi se pare? Da, sunt aceleași lucruri. Deci asta spun, nu e foarte ingenios. Chestii legate de camera de la vederi. Cross traffic monitor, care face parte tot din sensing on-off de aici. Iarăși fără, da, ciudat, adică mă așteptam să-l găsesc la vehicle, dar asta e, Bluetooth, Wi-Fi. Să intru ca să vedeți opțiunile disponibile. Edit pairing code, mă rog. Wi-Fi on, device-uri. Apple Care, CarPlay ăsta, cum se cheamă, mă rog, n-am Apple, deci nu vă pot ajuta. Android Auto, nici măcar la mașina mea n-am apucat să-l folosesc. Aici știți că e sistemul cu cablu, trebuie să te conectezi cu cablu, mă rog, e ciudat, poate avem timp data viitoare să facem chestia asta, trebuie să o facă, nici nu știu, eu habar n-am ce face un Android Auto din ăsta. Trebuie să văd și eu, n-am simțit nevoia până acum. Aici sunt setările pentru telefonie, o să împerechem imediat și un telefon ca să apară toate. Setările de audio. Mă rog, astea sunt on-off. Genul ăsta de sistem poate să fie foarte plăcut pentru cei cu adevărat pasionați. Pentru cel care are nevoie de un sistem rapid, cum sunt eu, da? Pentru mine e prea sofisticat, deci nu am nicio treabă. Setările de audio, le observați cum arată. Un audiofil a avut grijă să seteze aici un pic altfel. Sound volume compensation cu posibilitățile astea, ok. Sistem. Iarăși nu prea găsesc logica împărțirii. Acum m-a dus înapoi în
Deci eram la setări. Sistem. Home screen edit order. A, să le alegi de aici care să fie ordinea. Asta e un lucru bun, că poți să faci chestia asta. Poate eventual și poți să ștergi din ele. Încă o dată, setări, sistem. Configurarea panoului de instrumente. Și aici, foarte interesant, deci asta e o funcție utilă care mi-ar plăcea. Și adică e ok că există. Poți să editezi ordinea acelor chestii pe care le vedem pe computerul de bord. E în regulă, asta e foarte bine că există. Setări, tahometru on-off, da, mă rog, sunt unii care nu vor. Și setări display, background color, da, sunt mai multe. E bine că ni le arată aici, nu mai trebuie să blue-green. Să mai facem noi mai bine și așa, ca să nu pierdem ceva, deci sensitivitate, touch panel, volum, ghidare, încerc să vă arăt cât mai mult ca să vă faceți o idee exact ce avem disponibil. Enorm de multe opțiuni, de stai să te joci la el toată ziua. Din nou setările de ceas, clogrese, limbi. Observați că avem și română. Mi-e frică să intru în limba română, pentru că știți de ce. Poți avea surprize mari de traducere. Da, screen on-off, refresh memory on-off. Mi se par, deci pentru ceva pasionat chiar e super sistemul. Dar pentru cineva care vrea ceva rapid e cumplit. Timeout pentru ecranul de climă. Ia să punem noi pe 20, că era o chestie care mă enerva că dispărea prea repede. Da. Ok. Și vehicle cu sistemul de presiune pneuri, setări, și aici o grămadă. Small icons on off, ACC, bipul. Observați, de care mă plângeam, este într-adevăr configurabil și pot să renunț la el, la ACC. Blind stop information, iarăși configurabil după dorință. Deci astea sunt lucruri foarte, foarte bune pentru șofer, că poți să îți alegi ce setări să spui în așa fel încât să nu fii enervat, să nu fii deranjat în timp ce conduci, păstrând în același timp sistemul activ. Și aici, bip. Setări la RDMS. Aici nu prea știu exact ce face, că amintuiesc eu ce ar trebui să facă, dar neîncercând pe șosea nu am idee exact. Enorm de multe opțiuni, enorm.
Deci încă o dată ce face ăsta? Na, mă rog, n-am înțeles, dar resetările când se le fac. Unele dintre opțiuni, așa cum observați, sunt redundante, deci le întâlnești și în alte meniuri. Asta e o chestie care nu-mi place. Acces fără cheie, ce posibilități avem? Dacă să se aprindă luminile de avarie sau nu. Meniul de lumini. Nu e nimic de explicat aici, că vă dați seama despre ce e vorba. Integrarea luminilor cu ștergătoarele astea este o funcție bună, adică practic este un bypass pentru acel buton de spălat farurile pe care îl avem în stânga volanului. Dacă vrei să le speli farurile folosind butonul, o poți face oricând. Dacă aici ai bifat on la Headlight Integration with Wipers, în momentul în care ai luminile aprinse, deci dacă ai faza scurtă aprinsă, rulezi și ștergi parbrizul, se spală și farurile automat, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Security reloc, știți și aici despre ce e vorba, că dacă ai portierele închise și ai descuiat din greșeală sau intenționat mașina, dar nu ai deschis o portieră, după intervalul acesta specificat 90, 60, 30, deci depinde ce e setat, după 30 de secunde mașina se încuie din nou, dacă nu ai deschis nicio portieră. Și auto folding with keyless sau manual. Și mai avem informații legate de mentenanță. După cum văd eu aici și după câți kilometri are mașina, schimburile de ulei sunt prevăzute la 15.000 de kilometri. Pe urmă, un ecran foarte interesant pentru mulți. Observați ce varietate, 10 surse separate, FM, DAB, LV, MV, USB, iPod, Bluetooth, probabil ăsta are legătură cu smartphone-ul, deci direct din smartphone, audio apps tot legat de smartphone și HDMI, deci posibilități totale pentru divertisment. Eu nu sunt specializat, nu m-a preocupat niciodată, deci să nu vă mire că le trec rapid, pentru că nici nu știu foarte mult să povestesc despre ele, deci eram în settings. Aha, ăsta ce face? Gata, ne-am lămurit. Dăm înapoi, trebuie rețea, trebuie... În fine, deci avem mai multe ecrane care sunt goale. La fel, dacă n-ai internet aici, nu... Nu, astea sunt chestii care pe mine mă... N-am răbdare cu ele. Îmi pare rău pentru, puteți să mă înjurați, dar nu am răbdare. Zona de audio ne duce tot în... Stai că a ajuns în aha acum. Deci audio. Bun, și a revenit, să sperăm. Nu știu de ce la aha îmi sare în audio asta. Nu cred că asta ar trebui să facă, dar mă rog. Info. Deci aici la info avem niște setări mai avansate despre computerul de bord, gen
consumul de la călătoria precedentă. Comenzi vocale, mă rog, iarăși e... ceva ultra sofisticat pentru cine are răbdare. Eu nu am timp, deci ori am drumuri prea scurte, nu folosesc, am și eu și pe Sportage am de toate. N-am apucat să folosesc. Deci astea sunt comenzi vocale pe care poți să le dai sistemului. Comenzi generale. Comenzi de căutare, muzică, comenzi on display, deci la useful commands, astea sunt toate. Aici sunt mai multe și vreau să vi le arăt că poate cine știe. Comenzile de climă, la fel, sunt multe. Pentru cine are răbdare, aveți la ce să vă jucați. Asta e un lucru pozitiv când îți iei un Civic. Și bineînțeles conectarea cu smartphone-ul, unde vedeți ce spune, că trebuie să fim conectați cu fir. Deci pentru Android Auto sau Apple CarPlay, conectare prin fir. Viitorul, din câte am înțeles, sunt deja mașini acum, nu la Honda, dar se prefigurează integrarea wireless, deci fără fir. Deci să avem un Apple CarPlay sau cum se numește și Android Auto fără să mai fi nevoit să bagi firul. Și bine, alte sisteme care vor să apară, o să vedem foarte probabil. Deja s-a anunțat integrarea aplicațiilor faimoase gen Waze cu direct cu mașina, deci fără să mai fără să fii nevoit să folosești smartphone-ul, cum se face acum, deci să pui ecranul smartphone-ului pe ecranul navigației, or să fie istorie și astea, dar sigur, noi suntem încă la faza la care ne mai legăm telefonul cu fir ca să vedem pe ecranul mașinii ce avem pe telefon. Astea sunt niște chestii care vor dispărea, o să vedeți. Mai avem aici un buton, brake hold, care, mă rog, e un fel de auto hold, dacă vreți, pentru cutia manuală. Ce face? Te ajută foarte mult în traficul de oraș, în sensul că nu trebuie să mai stai cu piciorul pe frână, să nu se ducă mașina înainte sau înapoi. Deci îl apeși și, avându-l activat, de câte ori te oprești, ai scos mașina din viteză, frânele sunt activate automat. Mă rog, există un sistem care ține mașina pe loc. E confortabil în oraș, deci e o chestie care, sigur, mulți o să spună, domne, să poate trăi și fără asta, lasă că noi suntem șoferi. Nu. Sunt absolut de acord cu ideea asta, dar odată ce vezi cum funcționează sistemul, îți dai seama că e foarte ok. Camera de la vederi, ziua. Așa cum observați, rezoluție decentă, ecranul e suficient de mare, complet color, deci se vede normal, natural. Și ai anumite posibilități. Și observați și senzorii în acțiune. Da? Ce metodă ingenioasă am de testare ca să nu lovesc mașina, observați, da? La plantă. O să fie puțin complicat să prezentăm interiorul noaptea, pentru că e destul de sofisticat și are o grămadă de chestii care nu întotdeauna apar când vrem noi.
O să plecăm din această poziție care e practic poziția de accesorii, unde am putut și seta camera ca să vedem exact în ce zone filmăm. Primul lucru care se observă și arată interesant, butonul de engine start stop, care pulsează așa interesant, e ca o inimă care bate. Foarte spectaculos. Ecranul color, îl vedeți aici, mai e un ecran bordul care e stins și are un indicator acolo, ne spune că dacă vrem să pornim, să evoluăm mai departe, să apăsăm butonul start stop, să o facem și practic intrăm pe poziția de contact. O să pornesc și motorul. Practic, așa arată bordul cu luminile de poziție aprinse. Farurile s-au aprins și ele automat pentru că ai funcție de auto implicită. Deci la oprirea motorului, comutatorul este din acela care se duce, deci comutatorul de lumini întotdeauna când pornești, când pui contactul, e pe funcția de auto. Le-am stins și deci acum avem lumini de poziție la exterior și interiorul arată cam așa. Trebuie să recunosc că dacă ziua, ceasurile de bord nu mi se par extraordinare, adică am considerat că sunt un regres față de ce făcea Honda în urmă cu mulți ani. Acum, noaptea, situația se schimbă un pic. Într-adevăr, e cam ce mi-amintesc eu de la Honda. Un bord aproape extraterestru. Deci care arată bine, o iluminare discretă de culoare albă. Există reglare de undeva de aici dintr-un comutator. Avem o poziție de maxim care este aceasta. Și vreo 20 și ceva, nu m-am stat să le număr. O să le scad treptat până la valoarea de minim. Care este asta, dar sigur că ca să putem și filma bine, o să punem la penultima poziție. Toate comenzile sunt luminate, deci fără excepție nu văd nimic care să nu fie luminat, inclusiv cele de la oglinzile retrovizoare, deci chiar tot și sus la consolă, trapa are butoanele luminate, tot sus în plafonieră există un LED roșu care emite o lumină ambientală discretă care se regăsește în zona schimbătorului de viteze. Da, impresionat, trebuie să recunosc. O să mă mut un pic și prin așa ca idee să vedem cam cum se vede și harta noaptea și alte chestiuni. Da. Acest sistem infotainment pe care îl are Honda nu e unul rău, dar e destul de complicat de utilizat, adică nu are neapărat o logică sau eu n-am prins-o, da? Deci tot timpul mă găsește nepregătit. Nu insist acum mai mult pentru a vă arăta ce frumos se vede colorat, fac toate chestiile astea. Deci noaptea într-adevăr arată spectaculos și ziua, o să vedeți la filmările de zi că într-adevăr arată bine. Avem și acest display de climă care arată așa. Deci în mare, cam asta este în mare, pentru că din interior și din setări mai există fel și fel de chestii. Singurul punct slab pe care l-am găsit pe partea de iluminare, plafonierele. Deci luminile de plafon sunt cu bec normal, nu cu LED, ceea ce, sigur, e un minus la cât costă mașina și la ce tehnologie are pe ea, e chiar păcat să pui becuri acolo. La fel și la luminile din spate, deși avem niște contururi care par să fie cu LED, totuși
stopurile de frână, cred, și o să le vedeți imediat filmate. Cred că și semnalizările sunt în continuare cu bec tradițional, ceea ce, iarăși, n-aș fi așteptat la cum arată mașina, ce design izbitor are. Eram absolut convins că totul e LED, nu este, da? Deci astea sunt ușoare imperfecțiuni, să le spunem. În rest, sigur, mașina are fel și fel de, are faruri cu LED, deci fază lungă, fază scurtă cu LED, o să le vedem imediat. Are acele lumini de gabarit, le zic eu, tot lumini de poziție pe lateral, o să le vedeți și pe ele. Are asistență automată la aprinderea fazei lungi și o grămadă de sisteme de asistență despre care vom mai discuta sau am discutat deja. Cert este că s-a salvat Civicul ăsta, că eram un pic supărat pe cum arată la interior ceasurile. S-a salvat cu spectacolul luminos noaptea și nu e tot, o să vă mai arăt acum, o să și oprim, să vedem ce animații sunt pe oprire. Deci asta se întâmplă când oprești și rămâi cu luminile de poziție aprinse. O să punem contactul pentru că e o animație care... O să vedeți acum animația. Chiar are o... Mi-aș fi dorit să fie ceasurile cum sunt animația. O să înțelegeți imediat despre ce vorbesc. Contactul este acum pe accesorii și poziția de contact propriu-zisă și animația de care vorbeam. Da, trebuie să recunoaștem că ceasurile arată bine. O să mai fac o dată. Deci dacă lăsau cadranul ăla cu roșu acolo, era superb. Motorul pornește. Și rapid o să trec și prin suita de chestii care pot fi afișate pe display la dorința șoferului. Să le vedem și noaptea cum arată. O să trec pe rând prin ele. Deci indicatorul de computer de bord. Presiunea în turbină. Busola sau navigație, când este setată. Să așteptăm un pic, nu știu de ce. Chestia asta nu-mi place, că așteaptă mult până pune busola pe bord. Sau am impresia că așteaptă de fapt poziția de la GPS, nu știu. Până acum ar fi trebuit să o afișeze, deci acolo apare o busolă. Da, mă rog, acum nu dorește să apară. Semnele de circulație. Starea centurilor de la ocupanții mașinii. Informații legate despre ulei, informații legate de audio. Telefonie mobilă când e disponibilă. Mă rog, iarăși sistemul audio, m-am dus eu în el aiurea. Și nimic, dacă nu vrem să apară nimic, setăm chestia asta.
camera de luat vederi, așa cum observați pe timp de noapte, destul de bine. E adevărat că suntem într-o zonă nu foarte întunecoasă, dar o să mă mut undeva unde e puțin mai întuneric. Doar puțin mai întuneric. Și observați, avem și linii predictive, deci care ne spun unde ne ducem când parcăm. Și mai multe unghiuri. Da, deci pentru precizie. Observați. Și vezi și bara, e foarte important. Să încercăm să setăm și o destinație. Deci e ready to navigate. Nu știu ce ar trebui să fac. Where to? Oh, nu mai. Să observăm cum calculează ruta. Mă rog, n-a găsit 1 mai, a găsit 9 mai. Ok, 9 mai. Please drive to highlighted route. Turn left onto Strada Eralu, then keep left. Keep left on Strada Eralu. In 6 kilometers, turn left onto Soso Abertuti. Thank you.